După victoria de pe terenul lui Dinamo București în top 10 al Ligii Naționale, echipa masculină de basket CSM Constanța s-a deplasat în fieful lui Rapid București pentru o nouă confruntare. Dacă meciul tur CSM Constanța s-a impus cu Rapid București la diferență de 11 puncte 81 la 70, de data aceasta victoria le-a aparținut gazdelor la 8 puncte, scor 92 la 84. Condusă la pauză cu 13 puncte, 37 la 34, echipa de pe litoral antrenată de Dan Fleșeriu și Valentin Boian a câștigat gata apoi cele două sferturi din partea secundă a partidei, însă nu a putut întoarce soarta întâlnirii. Pe sferturi, scorul în rapid Constanța a fost 23 la 19, 24 la 15, 22 la 25, 23 la 25. A fost a treia partidă consecutivă de parte de casă pentru CSM Constanța, care se va reîntoarce pe teren propriu sâmbătă, 23 martie, atunci când de la ora 18 va primi vizita celor de la CSO voluntar în sala sporturilor Simona Amânar din Constanța.